dimineață de altfel, iar prima la care ne oprim este prietena emisiunii, am putea spune deja, Mihaela Rădulescu. E o poză simplă, n-am avea foarte multe de comentat la această fotografie, nu este prima dată când cei doi se pozează împreună, însă cineva a îndrăznit să se ia de Mihaela Rădulescu și să o facă praf la propriu. Aceasta spune, nu am nicio pretenție de specialist fotograf, dar la un simplu zoom pe fața celor doi, eu văd o mare diferență de naturalețe, între ghilimele, bineînțeles. A venit și reacția Mihaelei Rădulescu, care spune așa, data viitoare o să-i dau și lui Felix niște fond de ten și pudră și niște rimel, ca să nu mai avem aceeași discuție. Păi, asta ar fi problema? N-ar putea Mihaela să renunțe puțin la super Photoshop-ul pe care îl folosește și la masca de fond de ten și la filtru și să fie și la fel de naturală pe cât este Felix? Este ar fi mai simplu. Dacă vă uitați cu atenție la această fotografie, diferența dintre Mihaela Rădulescu și Felix este foarte, foarte, foarte mare. El săracul plin de liduri, coșuri, puncte negre, cearcăne, iar Mihaela Rădulescu are o față impecabilă, o față pe care și-ar dori-o, dar la TV o vedem cu totul și cu totul altfel, o față înghețată de intervențiile estetice. Mihaela Rădulescu este de aceeași vârstă aproape ca și Felix, deci mai mult ca sigur, dacă ar fi la fel de naturală ca și el, i-am vedea și ei zecile de riduri și pielea spârcită. De ce să nu spunem așa? Așa cum am văzut-o și în alte fotografii, dacă mai ții minte, Răzvan, pe Instagram, pielea în jurul gâtului care era strânsă și așa mai departe. Însă deci eu vreau să o laud pe Mihaela Rădulescu pentru un simplu fapt că poartă această bluză stil maletă. Da, așa este, da, stil maletă, este acoperită, cu gulerași. Are de